Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Suntem în însorita Barcelona, unde testăm noul Mercedes-Benz CLS. CLS va da noua linie de design pentru toate modelele. Am văzut deja A-Class cum arată, dar hai să vorbim despre mașina pe care o testăm astăzi, și anume CLS în varianta 450, cea cu care m-am plimbat astăzi. O să mai merg și cu AMG. O să vă povestesc despre toate imediat ce ne suim la volan. Ce o să recunoști ușor la acest CLS este forma. Păstrează forma primei generații, însă din față schimbările sunt radicale. Pentru că farurile sunt LED, pot fi desenate foarte îngust, iar spoilerul este foarte simplu și foarte elegant desenat, chiar și pe variantele mai sportive, unde nu vezi linii agresive, ci totul este rotunjit din față până în spate. Hai să ne mutăm în lateral și, cum spuneam, din lateral o să recunoști foarte ușor mașina. Arată ca un cupé în 5 uși și CLS-ul este mașina care a inventat acest segment. Iarăși, nicio linie agresivă aici, asemănător cu ce am văzut, de exemplu, pe clasa E sau pe E-Coupé. Hai să ne suim pe locul șoferului, pentru că interiorul este spectaculos. Așa arată interiorul lui CLS. O să recunoști foarte multe elemente de la clasa E sau de la S-Class, însă nu am ce să-i reproșez. Hai să puneți motorul. Este liniște totală. Îmi place foarte mult volanul îmbrăcat în piele perforată și apoi piele fină sus și jos, și butoane sensibile la atingere. Butoane făcute din aluminiu, dar și niște butonașe care mi-aduc aminte de BlackBerry, de exemplu. Consola centrală foarte simplă, cu comenzi pentru climă și un ceas opțional de la IWC Schaffhausen. Un ceas, adică mă uit la el și sunt impresionat de detaliile care sunt acolo. Sonorizare Burmester și cu difuzoare inclusiv în plafon. Atenție, nu în stâlpi, ci în plafon. Lemn de bună calitate, foarte multe butoane bine gândite. Adică am, de exemplu, buton pentru asistența la ținerea benzii, pentru head-up display și așa mai departe. Toate sunt foarte bine organizate. Sistemul multimedia, sunt două ecrane practic aici, un ecran pentru vitezometru, turometru și așa mai departe, și pot să schimb foarte ușor informațiile pe care vreau să mi se arate acolo între cele două ceasuri, dar mai am și sistemul multimedia cu navigație, uriaș și el, și sistemul multimedia se mișcă foarte bine, mult mai bine ca la A-Class, de exemplu, sau la C-Class. Este un sistem de navigație și multimedia care nu mai are lag și funcționează aproape la fel de bine ca pe BMW. În schimb, iconițele mi se par un pic cam învechite. Avem iarăși foarte multă lumină la interior, 4 guri de ventilație și ele iluminate și, de exemplu, dacă umblu la temperatură, își schimbă și ele culoarea. Hai să ne mutăm acum pe locul din spate să vedem cum se stă. Hai să vedem cum se stă în spate. Scaunul din față este reglat pentru mine. Avem și soft close, evident. Și loc la picioare suficient, 4-5 degete. Scaunele din față sunt oricum sculptate pentru mine. Însă la cap, firele de păr mi-ating plafonul. Mai rămâne cam, cred că mai puțin de un centimetru spațiu la cap. Însă mă pot lăsa ușor în jos. Bancheta este fantastică, este foarte bine profilată pe corpul meu. Atenție la detalii și aici în spate. Dita mai difuzorul Burmester aici pe plafon și în partea din stânga și în partea dreaptă, și în ușă, și am inclusiv încălzire în banchetă. E normal altfel pe mașină atât de scumpă, și comenzi pentru climă pe partea mea și pe partea pasagerului din dreapta. Dacă vreau și mai mult confort, am șocotieră, iar aici am loc să-mi pun telefonul mobil, poate. Aici am USB de 5V și o priză de 12V ca să... și scrumieră. Cine mai folosește scrumieră în 2018? Bun, cam așa se stă în spate. E foarte bine. Nu are 3 locuri, așa cum zic cei de la Mercedes, care avea 3 locuri în spate, pentru că eu n-aș putea să stau aici. n-aș putea. Tunelul este evident destul de mare, dar n-aș putea să stau aici. Este mai degrabă o mașină gândită pentru 2 pasageri, undeva pe la 1,80 m înălțime, pentru cei care nu știu eu 1,85 m. Hai să vedem mașina și din partea din spate. Din spate iarăși se văd diferențe față de celelalte modele Mercedes-Benz aflate la vânzare. Îmi plac stopurile care sunt foarte simple și parcă s-a desenat așa cu o riglă de la un capăt la celălalt ca stopurile să fie perfect paralele, ceea ce este și logic până la urmă. Îmi plac că sunt și niște cristale mici în stopuri care să facă mașina să strălucească și mai tare. Iarăși din spate linii foarte puțin agresive, ceva aici care seamănă cu un difuzor, iar pe modelele AMG, acolo în spate, între evacuări, chiar se vede un difuzor spectaculos. Hai să vorbim și despre portbagaj. Haionul este acționat electric, am comandă de închis și de deschis. Și din telecomandă pot să fac asta. 520 de litri de spațiu aici pentru haine, bagaje, trolere și așa mai departe. Am și acolo un subwoofer de la Burmester. În rest, cam atât despre cât de practică sau nepractică este. Eu zic să plecăm la drum. Bun, hai să pornim la drum. Am schimbat între timp mașina, am sărit într-un CLS 53 AMG. Zic să nu pierdem timpul de pomană și să pornim la drum. Dar nu înainte să vă arăt cheia pe care am mai văzut-o la alte modele Mercedes-Benz. Este o cheie simplă, destul de ușoară, nu pare cine știe ce pentru o mașină care pornește de la vreo 70.000 de euro. Dar este keyless, poți să-l lași oriunde, avem un slot special aici în consola centrală și să pornim la drum, piciorul pe frână. Nimic, nici o zmucitură, nici o vibrație, nici un sunet. De altfel, 53 din denumirea CLS 53 AMG, Mercedes AMG CLS 53, nu înseamnă că sub capota e un motor de 5,3 litri sau are 530 de cai putere sau e vreun V8, V6, turbo și așa mai departe. Este un motor cu 6 cilindri linie de 3 litri care produce 435 de cai putere, dar are niște trucuri foarte interesante. Este un motor silențios, de altfel asta îmi place la mașina asta, pentru că, uite, de exemplu, așa cum conducem noi acum într-un oraș foarte liniștit de la periferia Barcelonei, motorul este cât se poate de silențios, merge în 1200 de ture, nu te impresionează cu nimic la început. Îl punem chiar în modul eco. Și, de exemplu, acum când o să iau piciorul de pe pedala de accelerație, motorul se va opri complet. Și asta pentru că mașina asta este un soi de hibrid. Folosește o tehnologie care se numește EQ Boost, care atunci când, de exemplu, mergi în modurile sport, confort și pui pedala la fund, îți livrează încă 22 de cai putere și încă 250 Nm cuplu. Și ajungi în total pe la vreo 770 Nm cuplu atunci când folosești toată puterea mașinii. De altfel, motorul ăsta are și o turbină și mai are încă un compresor electric care ajută mașina să nu mai aibă, de fapt motorul, să nu mai aibă turbolag. Fiind un compresor electric, nu mai are nevoie de turele motorului ca să răspundă așa cum ai nevoie. Însă la acest motoraș electric mai este un mic truc. Nu doar că îți dă mai multă putere, dar, de exemplu, dacă ești în modul eco și mergi pe autostradă, iei piciorul de pe accelerație, poate mai ești un pic la vale, de exemplu, motorul este oprit complet. Și asta te va ajuta să faci economii de carburant destul de mari pentru un motor care este atât de puternic. Și mai are încă ceva, este cel mai silențios și mai tare sistem de start-stop cu care am mers vreodată. De exemplu, acum trec peste un speed bump. Motorul s-a oprit când deja aveam vreo 5-6 km pe oră și iarăși pornește fără să simți. Și pornește, de exemplu, acolo a pornit tot din mers, dar, de exemplu, la semafor nu o să simți când motorul se oprește sau pornește iarăși. Cum se simte acest motor la condus? Păi, uite cum mergem noi acum, de exemplu, în oraș, unde avem foarte multe treceri de pietoni și mergi calm, motorul este destul de potolit, îl auzi un pic, e un sunet artificial așa, dar altfel, cred că dacă n-ar fi existat acest artificiu de sunet, nu cred că ai fi auzit acest motor, este foarte bine echilibrat. Iar atunci când, de exemplu, îl soliciți un pic mai tare, puterea ți este livrată liniar până pe la vreo 6500 de ture. Nu simți că este un AMG cum erau făcute odată cu motoare mari. Nu te surprinde atunci când apeși pedala de accelerație, știi întotdeauna la ce te aștepți. Nu te bagă în scaun, nu-ți rupe gâtul. Și un motor pe care îl poți citi foarte ușor atunci când vrei să mergi mai tare, de exemplu. Nu o să te surprindă cu derapaje, plecări de spate și așa mai departe. Dacă îl dai în modul sport, de exemplu, o să-l auzi un pic mai tare. Și ceva artificii de la evacuare, niște bubuituri pe acolo, niște artificii și așa mai departe. Însă chiar și în modul sport, în oraș, la viteze de oraș, mașina este în continuare confortabilă și ușor de trăit cu ea. Până la urmă este un CLS, este o mașină care trebuie să fie confortabilă și premium. Nu este o mașină neapărat gândită pentru circuit. CLS-ul este un fel, cel puțin după vreo 300 de km cu mașina asta, îmi dau seama că este o mașină GT, este un GT Cruiser. Și abia când ajungi pe un drum virajat, începi să-ți dai seama ce poate mașina asta de fapt. Nu este un AMG pur sânge, nu e o mașină care îți vrea răul din adinsul, ci este o mașină care este foarte ușor de condus. Iar spre deosebire de CLS 450 cu care am mers inițial, unde mașina era gândită mai mult spre confort, unde se simțea că greutatea mașinii derajează foarte tare la condus, atunci când vrei să conduci cu ea mai agresiv, chiar dacă ai 367 de cai putere, parcă nu e la CLS-ul pe care mi l-aș lua eu. În schimb, CLS 53 AMG este o cu totul altă mașină. Suspensia este gândită evident pentru stabilitate, tracțiune în orice moment. Geometria mașinii este schimbată față de CLS-ul obișnuit. Suspensia pneumatică răspunde foarte bine și răspunde instant la orice schimbare de direcție. Îmi place enorm de mult cum se simte partea din fața mașinii atunci când arunci mașina pe un viraj. Direcția este iarăși foarte bine gândită, ai greutate în ea, simți unde sunt roțile din față tot timpul, ce fac, când ai putere în ele, pentru că mașina asta este un 4MATIC Plus, o să vorbim despre asta imediat, dar mașina este foarte ușor de citit și chiar la un moment dat, pe un drum de munte, tot așa de pe lângă Barcelona, am vrut să văd un pic care sunt limitele mașinii și spatele a plecat foarte ușor. Mașina te lasă să pleci un pic de spate în modurile Sport, Sport Plus, dar nu a fost moment de la de încerci să strângi centura mai tare și să muși din volan. Nu, a fost un moment, mașina a plecat foarte progresiv. 4MATIC Plus înseamnă că prioritizează puntea spate și face switch-ul foarte rapid între cele două punți. Când ai nevoie de toată puterea pe spate, când ai nevoie de, nu știu, de situații în care asfaltul e ud și ai nevoie de mai multă tracțiune, va folosi și puntea față pentru asta. Iarăși, în ajutor, chiar dacă nu e o cutie manuală și uite, vorbim tot mai des de cutii automate, cutia 9 trepte, chiar dacă sunt multe pentru o mașină sport în care în teorie trebuie să retrogradezi, nu știu, dacă ai deja 140-150 la oră și vine un viraj în care trebuie să retrogradezi vreo 4-5 trepte, deja e ciudat, dar începi să te obișnuiești. Poți să lași mașina să schimbe, ea schimbă foarte bine, însă în modurile Sport și Sport Plus cutia se transformă total. Dacă în confort încearcă să schimbe treptele în așa fel încât să nu le simți, să nu deranjezi ceilalți pasageri. De exemplu, o să plecăm acum de la 40 de km. De fapt, hai să facem altceva. Gata, viteză de autostradă, face 100 în 4,5 secunde și iarăși nu m-a lipit de scaun, nu simți că are atâția cai putere. Dar se aude bine, chiar și așa un pic artificial. Evacuările de fapt, deși sunt două pe parte, două pe parte, de fapt ai o singură țeavă de evacuare care este în spatele acelor guri false. Nu știu dacă mașina asta este genul de mașină cu care să mergi neapărat pe circuit, că totuși este o mașină destul de grea. Dar pe astfel de drumuri virajate, să poți să conduci un AMG în acest fel, este o senzație. Adică toată puterea asta nu o să vrea să te ucidă. Hai să vorbim și despre interior. E destul de familiar, e noua linie Mercedes. Este un interior simplu, curat, cu câteva elemente noi. De exemplu, gurile de ventilație sunt și ele iluminate. Ai foarte multe lumini de peste tot prin habitaclu. Iar noaptea e o plăcere să fii în această mașină. Mai e un mic truc, de exemplu, dacă schimb temperatura, gurile de ventilație de pe partea pe care schimb temperatura se vor colora din roșu în albastru, în funcție dacă, nu știu, cobori temperatura, urci și așa mai departe. Volanul îmi place foarte mult, e așa un pic pătrățos. Îți găsești foarte ușor poziție bună pe el. Partea de sus am și head-up display colorat cu senzorul de lumină. În funcție de cum este vremea afară, în funcție de câtă lumină este, o să-ți regleze el luminositatea corectă. Asta îmi place foarte mult, că nu trebuie să-mi bat eu capul cu asta. Sub head-up display, evident, unde în mod normal ar fi avut ceasurile, acum am două ecrane de 12,3 inch fiecare, unul pentru șofer, ca să zic așa, cu vitezometru, turometru și așa mai departe. Pot schimba layout-ul cum să arate. Am și informații despre navigație, multimedia, trip și așa mai departe. În partea dreaptă am sistemul multimedia cu navigație, care în Spania funcționează foarte bine, inclusiv cu informații din trafic. Pentru România asta e, telefonul în geam, Waze și așa mai departe. Îmi place că are și Apple CarPlay și se vede foarte bine pe un ecran atât de mare. Sistemul de sonorizare, avem Burmester, care se aude foarte bine, însă pe CLS-ul pe care l-am condus înainte acestei mașini era Burmester High-End, se auzea excepțional. Este într-adevăr o opțiune foarte scumpă, nu am prețurile, dar acustica este senzațională, se aude excepțional chiar și de pe un telefon. Nu recomand să folosești Bluetooth, ci să folosești dacă ai un iPhone, de exemplu, să conectezi prin cablu cu funcția de iPod, se va auzi un pic mai bine. Pe nivelul ăsta de echipare avem piele închisă la culoare, fără accente pe cusături. În schimb avem foarte multă fibră de carbon, care se vede foarte bine. Și e un contrast interesant între pielea asta închisă la culoare și fibra de carbon, care lucește așa, e atenție la detalii foarte multă. Legat de sistemul multimedia, tot timpul am avut această problemă la Mercedes-Benz, că nu se simte că ai un sistem multimedia până la modelele mai noi, care să se miște ca și cum ai avea o mașină premium. E un sistem multimedia care mie personal mi se pare că este norma celor de la BMW, de exemplu, dar pe mașina asta e ok, se mișcă foarte bine, e foarte responsiv, nu este touchscreen evident, dar ai acest sistem de control de comandă care se mișcă foarte bine. Tot lângă sistemul de comandă am și butoanele cu care pot schimba setările mașinii. Am o rotiță cu care pot controla, de exemplu, cum să fie suspensia, motorul și așa mai departe. În mod normal, pe modul confort sau pe eco, pot să abuzez și de asta. Mai am un buton pe care scrie M, cu care pot trece cutia manual. Și în acest mod, și în Sport Plus, mașina nu va cerca să schimbe locul meu, adică pot să mergi cu ea limitare. Nu recomand să faci asta, dar de dragul demonstrației am văzut asta. Mai am și încă un buton pentru suspensie, AMG Ride Control Sport Plus. Să întărească și mai tare suspensia, sunt două niveluri de duritate. Și da, la mașina asta, chiar dacă este o mașină gândită pentru mers tare, cu o suspensie setată pentru așa ceva, mașina este foarte confortabilă. O treci în modul confort sau în eco și se va cuminți total, nu o să mai auzi nici motorul. Va sta jos în ture sub 2000, pe acolo va schimba și treptele, de fapt, tocmai ca mașina să fie deconectată total, șoferul de fapt să fie deconectat total de la ce se întâmplă în jurul lui. Îmi plac foarte mult scaunele cu certificare AGR, ca la Opel. sunt scaune cu masaj, scaune foarte confortabile, profilate bine pe corpul meu. Evident, ai o mulțime de poziții de reglaj, iar atunci când iei virajele, suportul lombar se va întări un pic pe partea în care tu te duci spre exterior sau spre interior. Îmi place gândirea asta futuristică pentru noile motoare AMG. Sistemul hibrid nu este pus aici doar ca să-ți zică că uite, o să poți să mergi cu o mașină care are 460 de cai putere cu un consum fals de 3 litri la 100 de kilometri, de exemplu. Că nu o să se întâmple niciodată așa și nu o să poți să scoți consumul ăla nici dacă mergi cu mașina pe platformă. În acest caz, tehnologia, am mai auzit de ea și știm de ea din Formula 1, de exemplu, unde mașina celor de la Mercedes chiar are tehnologie care se numește EQ Boost. E adusă și aici, evident, într-o altă formulă, dar îmi place că motorul acela electric mă ajută pe mine și mai tare să simt mai multă plăcere din mașină. Tehnologia se îmbine foarte bine cu stilul vechi, într-un format acceptabil. Iar atunci când nu folosești toată puterea aia, de ce să nu folosești bateria ca să alimentezi aerul condiționat, servodirecție și așa mai departe, ca motorul să stea oprit, să nu meargă atunci când nu ai nevoie să meargă. Pam, 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 pam. Era un semitunel pe acolo, era păcat să nu profit de el. Prețurile acestei mașini încă nu le știu la momentul testării. Știu că CLS are un preț de pornire undeva pe la vreo 74.000 de euro, într-o versiune care nu este foarte dotată, evident. Dacă începi să pui dotări pe ea, atunci e clar că se va apropia cu bine de 100.000 de euro. Dar ce este diferit la acest CLS? Ok, sunt și alte mașini în acest segment care sunt spectaculoase. De exemplu, că tot trece pe lângă mine un Audi A8 care are niște evacuări adevărate. CLS-ul ăsta față de prima generație e că este mult mai cu minte. Este o mașină care nu încearcă să îl scoată foarte tare pe șofer, pe proprietar în evidență. Este o mașină curată, chiar și în varianta AMG liniile sunt foarte simple, în afară de acel eleron pe spate din fibră de carbon și difuzorul ăla de la spoiler, în rest nu sare cu nimic în evidență. Însă față de un Audi A7 sau de un Serie A6 Grand Coupe, mașina asta pare dintr-un alt film. Nu pare că, nu știu, ar face parte din același segment sau aceeași categorie de preț. Este o mașină desenată destul de cu minte, iar multora nu le va place designul noului CLS, însă mie îmi place. Mie îmi place noua linie de design Mercedes. Am văzut și A-clasul și arată spectaculos. Dacă vrei să-ți iei o mașină din segmentul ăsta, dă-i o șansă și lui CLS, evident, dacă ai bani de așa ceva. Iar dacă ai și mai mulți bani de așa ceva, îți recomand să te uiți la CLS 53 AMG. Nu este o mașină pretențioasă, nu este o mașină greu de stăpânit, greu de condus, nu este o mașină de circuit, nu o să-ți toace pietrele din rinic. Deci asta nu e un lucru neapărat rău. Este o mașină cu care treci destul de ușor. Iar eu, de exemplu, după 70 de km cu mașina asta și pe drumuri virajate și un pic de autostradă, consumul este de 12,3%. Aș putea să cobor lejer sub 10%, ceea ce este un consum decent pentru o mașină care are totuși peste 400 de cai putere. Cam acestea au fost impresiile mele despre Mercedes AMG CLS 53 4MATIC Plus. Trebuie să și respir un pic. O să prindem la test în țară și o să-l sun și pe George la volan. CLS-ul în varianta 450 cu 367 de cai putere, același motor în 6 cilindri linie. Mașină setată mai degrabă pentru confort, nu pentru huligani ca asta. Lasă-mi impresiile tale mai jos în comentarii despre cum arată mașina asta. Eu am făcut un mic sondaj pe Instagram, pe profilul meu și feedback-ul inițial a fost destul de pozitiv pentru mașină, dar vreau să aud și impresiile voastre, impresiile celor care ne urmăresc de atâta timp pe YouTube. Și bun, până data viitoare, numai bine!